COVID-19 este un subiect care a luat prin planul a tot ce înseamnă mass media, afectând-o mapamondul de la economie până la viața personală. Așa că astăzi voi face un scurt rezumat despre ce înseamnă COVID-19. Când a apărut primul caz de COVID? La sfârșitul lunii decembrie, oficialitățile de sănătate publică din China au informat Organizația Mondială a Sănătății că au o problemă. Un virus necunoscut și nou cauzează o boală asemănătoare pneumoniei. Au stabilit rapid că este un coronavirus și că răspândirea sa este una rapidă. Primul caz a fost semnalat la o persoană în vârstă de 55 de ani din provincia Hubei, China, din prima persoană care a contactat COVID-19. Acest caz datează din 17 noiembrie 2019. Acesta a apărut cu o lună mai devreme decât medicii au observat primele cazuri în Wuhan, China, la sfârșitul lunii decembrie. Epicentrul pandemiei se află acum în Europa, care are raportate mai multe cazuri noi în fiecare zi decât în China. În acest moment sunt înregistrate cazuri de coronavirus pe toate continentele, mai puțin Antarctica. De unde provine acest virus? La vremea respectivă, autoritățile bănuiau că virusul provine de la o piață de fructe de mare din oraș. Cu toate acestea, acum este clar că nu aceasta a fost sursa, deoarece mai târziu, unele persoane infectate nu aveau nicio legătură cu piața. Tipul de animal de la care provine virusul nu este clar, deși o analiză a constatat că secvența genetică a noului virus arată că este în proporție de 96% identică cu coronavirusul găsit la lilieci. Cert este că după primele cazuri, boala se răspândea între oameni fără nicio implicare a animalelor. Acum, medicii și oamenii de știință încearcă să urmărească virusul înapoi de la locul unde a apărut, pentru a afla mai multe despre răspândirea acestuia. Dacă, de exemplu, medicii pot găsi cele mai vechi cazuri, aceștia pot fi capabili să identifice prima formă de COVID pentru a vedea cum evoluează. Au mai fost înregistrate cazuri de coronavirus în trecut? Da! De fapt, COVID-19 este al treilea coronavirus care a apărut în ultimele două decenii. Primul, descoperit în 2003, provoca o pneumonie gravă și atipică. A doilea a apărut un deceniu mai târziu în Orientul Mijlociu și provoca o afecțiune respiratorie similară, numită sindromul respirator din Orientul Mijlociu. De la identificarea sa au fost documentate 2494 de cazuri de infecție și aproape 900 de decese. De aici vin și etichetele de la unele produse de dezinfecție, care conțin inscripția COVID pe ele, de la cazuri anterioare, dar este vorba de tulpini diferite de COVID. Cât de ușor se poate răspândi virusul? Virusul se mișcă rapid în întreaga lume. Noul coronavirus se răspândește rapid în medii noi. La fel ca și alte coronavirusuri, virusul se transmite între persoanele care sunt în contact foarte strâns. De asemenea, se răspândește atunci când o persoană infectată strănută sau tușește. Tusea și strănutul produc mici picături de mucus și salivă. Dacă aceste picături intră în contact cu gura sau nasul altei persoane, aceasta se poate îmbolnăvi. Virusul poate rămâne pe suprafețe, cum ar fi plasticul și oțelul inoxidabil, timp de câteva zile. Motiv pentru care este important să dezinfectăm suprafețele pe care oamenii le ating în mod regulat. Momentan, nu există tratament pentru COVID-19, dar există zeci de studii în desfășurare pentru găsirea unui antidot. Unul dintre cei mai importanți candidați este Remdesivir, un medicament antiviral dezvoltat inițial pentru a trata Ebola. Există studii clinice care îl testează la pacienți din China și SUA. Echipele de cercetare și companiile farmaceutice lucrează de asemenea la dezvoltarea unui vaccin care poate proteja oamenii de infecții. Cu toate acestea, dezvoltarea vaccinului durează mult timp. Doar din momentul creării sale, înainte de a fi dat spre uz, testarea pe animale durează 90 de zile. De unde vine numele de COVID-19? COVID provine de la coronavirus, D de la disease, boală în engleză, iar 19 reprezintă anul în care a apărut, 2019. Cu ce este în evidență COVID-19? Deși nu e o boală foarte severă și ucide doar un procent mic de oameni, este foarte transmisibilă, acest aspect făcând-o foarte devastatoare. Simptomele de COVID-19 variază de la ușoară răceală până la cazuri severe de pneumonie.
Aproximativ 80% din cazurile confirmate sunt ușoare. Există o posibilitate să existe mai multe cazuri ușoare de boală care nu au fost semnalate, ceea ce ar crește procentul cazurilor. La aproximativ 15% din oameni, boala este suficient de severă încât trebuie să fie spitalizate, iar aproximativ 5% din cazuri sunt critice. Se pare că aproximativ jumătate din persoanele cu cazuri critice de boală mor din cauza ei. De ce nu putem compara coronavirus cu un alt virus? Datorită modului său de adaptare, virusul nu s-a transmis direct de la lilieci care la rândul lor l-au luat de la alt animal, lucru care l-a făcut mai puternic, mult mai flexibil și mult mai adaptabil. Ce putem face pentru a ne proteja? În primul rând, spălați-vă pe mâini și nu vă atingeți gura și nasul, evitați spațiile aglomerate și dezinfectați în mod frecvent suprafețele cu care luați contact zilnic. E pregătit statul român pentru o pandemie de asemenea amploare? Nu e pregătit, de fapt niciun stat din lume nu e pregătit pentru așa ceva. Însă, contează modul său de a se adapta problemei și cum va reuși să o gestioneze pentru a o soluționa sau măcar să ajute la diminuarea sa. COVID-19 și teoria conspirației. Tot timpul în jurul unui dezastru sau unui virus au fost, sunt și vor fi sceptici care vor face diferite teorii. De la ideea conform căreia guvernul chinez ar fi eliberat virusul în propria țară pentru a arăta că poate gestiona o situație de criză, de la obsesia miliardarilor, adepți ai teoriei eugeniei, de a lansa pe piață un vaccin destinat împuținării populației terei și controlului genetic a celor rămași, la acțiunea puternicilor, lanțuri de magazine de produse alimentare cu scopul de a-și vinde stocurile uriașe de marfă, până la interesul SUA de a controla lumea. Sunt eficiente măsurile impuse de stat pentru a diminua răspândirea virusului? În teorie sunt bune, însă în realitate efectul lor este mic. Sistarea pentru moment a cursurilor nu îi împiedică pe elevi să iasă în continuare în spațiile publice. Distanța impusă dintre persoanele care stau la rând e adesea ignorată. Cei care vin din Italia sau din alte țări cu focare mari nu pot respecta o simplă carantină. Ce se întâmplă cu golirea rafturilor vine și din panica generală ce s-a instalat mai ales cu ajutorul rețelelor de socializare. Dacă vă mai amintiți de virusul H1N1 din 2009, acesta era cam la fel de periculos. Dar cum atunci mediul online în România era la început, nu s-a ajuns în situația actuală. În acest haos nu face decât să ne încărcăm cu stres care ne afectează sistemul imunitar, deci ne scadem singur șansele de a nu contacta COVID-19. Până la urmă, această mobilizare nu este decât un exercițiu civic național pe care, din păcate, nu îl putem rezolva. Mai bine fi precaut și prevină, nu merită să-ți asumi un risc total inutil. Cam asta a fost și cu acest episod. Dacă ai sugestii despre ce ai vrea să discut în viitor, nu ezita să folosești secțiunea de comentarii. V-am pupat! Pa, pa!